Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician în ediție specială, ziua votului, mult așteptată. Odată la 5 ani românii votează președintele, avem un președinte, avem toate datele, o să le vedeți imediat, datele exit poll în câteva minute aici. Pot să vă spun că a fost o zi extrem de importantă, a fost o sărbătoare a democrației, aproape 50% din români au votat, o prezență foarte bună, foarte bună, evident. Cea mai bună a fost în diaspora, unde se așteaptă în câteva ore să se depășească pragul de 1 milion de români care au votat în diaspora. Prezență foarte bună, în ciuda unei vremi foarte, foarte urâte, da? O toamnă, iarnă mohorâtă, dar românii au ieșit la vot. O să vedeți corespondențele noastre de la sediul PSD și sediul PNL. În câteva minute avem cifrele, le-am pregătit. Pot să vă spun, și nu facem ca la alte televiziuni, pot să vă spun că nu este o mare surpriză, totul ține, însă așteptăm cifrele pentru a vedea ecartajul, distanța dintre cei doi candidați. Pot să vă spun că la sediul PSD este o atmosferă de înmormântare, asta cu siguranță. Interesante lucruri se întâmplă și pe la PNL, unde candidatul PNL este așteptat în câteva minute pentru a ține un speech, un discurs. O să vedeți așadar datele, mai trec minutele. Am invitați speciali în această seară, invitații cu care am făcut trei runde de alegeri, de la europarlamentare, primul tur și acum turul 2 alegerilor prezidențiale. Invitații mei sunt Oana Stănciulescu, bună seara, Oana, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, încă o dată. Oreste Teodorescu, bună seara, Oreste, mulțumesc pentru prezență. Alin Bogdan, consultant politic, bună seara, Alin, mulțumesc pentru prezență. Dan Bucura, jurnalist de investigații, bună seara, Dan, mulțumesc pentru prezență. Ni se va alătura de la ora 21 și Robert Turcescu pentru analiză, pentru dezbatere. S-a încheiat, zarurile au fost aruncate, repet, așteptăm cifrele din moment în moment. Acesta este sediul PNL, da, în imagini, colega noastră Aina Sorocean, sediul PSD la fel, colegii noștri sunt acolo, așteaptă declarații la ora 21. O să fie și niște surprize, pentru că, repet, la sediul PSD este o atmosferă extrem de tensionată. Cifrele le avem, nu le putem face publice decât la ora 21. Putem intra în dezbatere. Oana, cum ai văzut această zi? Pentru că toată lumea făcea pronosticul că va fi o prezență mică, da? Mică pentru că n-ar mai fi fost miză, că vremea nu a ținut până la urmă cu noi, cu alegătorii, dar o mobilizare extraordinară din partea românilor și pot să spun că este o sărbătoare a democrației, a votului. Exact cum spui asta, am remarcat și eu, singura îngrijorare, de fapt, din cele două săptămâni, între cele două tururi, a fost prezența la vot. Fără, cu un rezultat predictibil, fără o campanie foarte interesantă, să-i spunem, prezența la vot era singura necunoscută și uite că a început de vineri și startul le-a dat și exemplul a dat diaspora, pentru că dacă diaspora nu ieșea, românii din diaspora nu ieșeau un număr atât de mare vineri și sâmbătă în cele două zile, chiar dacă n-a fost frumos, așa cum ai spus și tu, chiar dacă, mă rog, au servicii, au copii, vin de la nu știu câți kilometri, puteau să spună, domnule, previzibil să ducă și așa din țară, că doar trec strada, nu vin de la 300 de kilometri. În România nimeni nu face 300 de kilometri ca să voteze. Se duc acolo 10, 50 de metri mai încolo, au secții de votare. E bine, diaspora încă o dată a împins țara. Deci România asta a fost împinsă acum din Franța, din Franța mai puțin, din Italia, din Anglia, din Germania, din Spania. Românii de acolo au zis, hai fraților, încă o dată că se poate. Și putem să intuim ce se întâmplă cu o prezență mare la vot, ce se întâmplă când numărul din diaspora se apropie probabil de 1 milion, ar putea poate să și treacă de 1 milion. Este o cifră record, este ceva senzațional și poate să vorbim în timpul emisiunii tale mai încolo ce înseamnă această cifră, ce trebuie să se schimbe în România, în legile și în reprezentarea diasporei de acum încolo. Diaspora contează, diaspora nu mai poate să treacă neobservată, diaspora trebuie să aibă dreptul, nu numai obligații, și cred că lucrurile se vor schimba de acum încolo. Oreste,
cum vezi ziua asta? Repet, tot în ideea de prezență foarte, foarte bună, aproape 50%, eu cred că va depăși 50% după ce vor veni și datele din diaspora, după ora 11, o prezență foarte bună, în ciuda unei campanii făcute de o parte din mass media din România, care a invitat oarecum la boicot, mai subtil, mai subtil, unii mai explicit, boicot în sensul că nu merită să mergem la vot, pentru că lucrurile ar fi fost deja tranșate, dar românii au ieșit masiv la vot. Sunt câteva concluzii pe care le putem trage acum. În primul rând, vreau să felicit de data aceasta autoritățile, Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Electorală Permanentă, BECU, pentru organizarea aproape impecabilă a alegerilor din diaspora. Am văzut cu ochii mei ieri în Spania. Am fost foarte adânc implicat așa emoțional și participativ în relația cu diaspora în ultima vreme. Am bătut toată Europa și pot să vă spun că de această dată votul în diaspora a fost extrem de civilizat și felicitări încă o dată pentru minimul bun simț pe care orice autoritate guvernamentală ar fi trebuit să-l aibă întotdeauna față de diaspora. Ținând cont că în Anglia sunt 2 ore în plus pentru vot, în Statele Unite și Canada aproape 7, putem admite că vom depăși pragul și simbolic și psihologic și recordul absolut al participanților din diaspora. 10 milioane de voturi ar însemna, 1 milion de voturi din diaspora ar însemna 10% dintre votanți, ceea ce ne arată foarte clar că poate din 2024, de la alegerile prezidențiale de atunci, voturile din diaspora vor alege net viitorul președinte. În momentul de față, din punct de vedere politic, diaspora este foarte slab reprezentată. Este o lecție pentru toate partidele politice, mai ales pentru cele care vor organiza arcul guvernamental viitor după alegerile generale. Trebuie musai un număr mult mai mare de deputați și senatori care să reprezinte românii din diaspora. 10% dintre voturi înseamnă enorm. Avem datele, dragii mei, avem datele celor două exit poll-uri, un exit poll comandat și executat de cei de la IRES, Casa de Sondare din Transilvania, și avem Casa Avangard Curs, da, cele două exit poll-uri. Nu pot să vă spun că nu e diferență foarte mare între cele două exit poll-uri, dar cifrele, dragii mei, diferența dintre cei doi candidați este una covârșitoare, este zdrobitoare. Dacă această diferență se va păstra și la numărătoarea paralelă din această seară și apoi confirmată spre dimineață de datele oficiale ale BEC-ului, atunci discutăm de niște scoruri, de un scor, o diferență, repet, istorică. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta în România de peste 20 și ceva de ani, ca să fie o asemenea diferență între cei doi candidați, Alin Bogdan. Repet, sunt date extraordinare din punctul ăsta de vedere și, până la urmă, repet, într-o atmosferă, Alin Bogdan, de campanie, nu tocmai cu emoție, da? Nu a fost o campanie... Nici candidații, da? nu au strânit foarte multă emoție pozitivă. Și atunci, de unde e atâta prezență, în opinia ta? Nu e o prezență grozavă, cu excepția fabulosului milion din diaspora, în țară prezența este sub prezența din 2009, sub prezența din 2004. Dar în 2009 a fost o emoție, a fost o confruntare pe viață tocmai, și pe moarte în 2014, la fel în primul tur. Tocmai în virtutea acestui fapt, să zicem așa, lipsei de miză, pentru că, în general, prinși cu febra de campanie, cei din media au omis să spună lucrul ăsta, că în mare parte miza din punct de vedere emoțional, s-a cam consumat odată cu europarlamentarele. De fapt, cu dispariția din prima scenă a lui Liviu Dragnea, care pe persoană fizică, da, vorba marelui titan Marian Vanghelie, incarna tot ce-i mai rău, tot răul pe care îl reprezenta PSD-ul, corupția din PSD, mijmașurile politice și așa mai departe, avea un chip și ăla era Liviu Dragnea. Viorica Dăncilă nu mai stârnea, n-a mai stârnit o asemenea emoție negativă. Și atunci și nici miza, pe cale de consecință, nu a părut atât de importantă cum, mă rog, părea înainte de europarlamentare. Deci PSD-ul a pierdut inclusiv prezidențialele atunci. Atunci s-a văzut că au pierdut în termeni reali 1 milion de voturi pe care în alte condiții ele cam aveau la turul 1 și plecau cu alt avânt în turul 2. Despre asta vorbim. Scuză-mă, de la sediu PSD, candidatul PSD
este așteptat să iasă. Toți ochii sunt ațintiți spre sediu din Chiselev, pentru că acolo este așteptat un anunț. Va fi probabil pentru prima dată când la ora 21, la închiderea urnelor de vot, un candidat va face un anunț foarte important în sensul în care va recunoaște rezultatul alegerilor fără doar și poate. Victor Ponta, ne aduce aminte, în 2014 s-a mai chinuit vreo jumătate de oră până a admis că a fost învins. Dar se pare că la PSD în această seară lucrurile sunt tranșate pentru cei de la PSD. Dan Bucura, ai cifrele, noi le avem, nu le putem face publice, cum spuneam, în câteva minute. Am cifrele, Silviu, dar am și experiența de peste zi în care mărturisesc telespectatorilor că am trecut și pe la sediu din Chiselef al Partidului Social Democrat și pe la sediu PNL din Modrogan 1. Asta ca să știi, am așa plăcerea asta în ultima vreme să amușinez sediile partidelor. Da, ce-mi amintesc de viața de reporter este în tinerețe. Este un exercițiu de reporter foarte bun. Păi mine mă întinerește, mi-amintesc, uite, când eram cu Alin Bogdan pe vremuri la Adevărul și băteam tot felul de zone se din astea. Se vezi pe politicieni exact în mediul lor. Asemănătoare, sigur. Vreau să vă spun că ai spus tu că e tristețe mare la PSD. Tristețea era de la prânz, când a venit singurul care a adus un pic de bucurie a fost Petre Daia, care a adus brânză roșii și niște mezeluri, ceva pastramă. Parizer, nu știu, pastramă, da. Și atunci parcă am mai văzut ceva zâmbete. În rest, n-am simțit niciun soi de optimism, chiar dacă într-adevăr, poate cei care au ieșit de acolo și au dat declarații pe parcursul zilei, au tăiat o roșie, probabil, păreau vesel. În cinstea lui Liviu Dragnea, mare mâncător. Vă spun sigur, nu le-a prins nici roșia, nici brânza și nici mezelul cu pricina. Din cu acela PNL, ce am observat, din cu acela PNL, un lucru extrem de interesant față de alte momente electorale, când lucrurile nu erau atât de roz pentru acest partid. Acum o mulțime de fețe noi, oameni solidari acolo cu partidul, toți cu membrii, da, batin, nu da, cu încurajări, cu, adică na, lume nouă, știi, da, interesant. Cu amendamentul că acum 2 ani și jumătate la sediul PNL nu era aproape nimeni în curtea și în sediul partidului, așa se întâmplă la Victorie. Astăzi n-aveai loc să arunci un ac la PNL, nici afară, nici înăuntru, nu mai zic, deci înăuntru intrai, cred că bază de listă, că nu se mai putea. Da, avem imagini în paralel, avem imagini, dragi colegi, imagini din sediu PNL, oamenii se adună, sunt zâmbitori. De ce să fie zâmbitori? Președintele României, Klaus Iohannis, își face apariția, va ține un discurs, da, discursul pe care toată țara l-așteaptă, ca să spun așa, mai sunt 3 minute, cam intuizmul ăsta despre ce este vorba, este discursul celui care își va continua, da, pot să vă spun deja, își va continua mandatul de președinte pentru încă 5 ani. Lucrurile sunt destul de limpezi, nu are rost să ne ascundem după deget. Sunt niște reglementări ale CNA, dar evident dumneavoastră puteți să intuiți foarte clar. Zâmbete, la PSD nu a apărut încă nimeni. Mai avem 2 minute, ticăie ceasul pentru mulți lideri politici. Da, foarte interesant. Repet, mă uit pe cifrele astea și pot să vă spun că diferența asta este istorică. Dacă ea se va menține și va fi confirmată, va fi o diferență care probabil am mai văzut-o în anul 2000, dacă nu mă înșel, s-ar putea să fie de fapt în anul 1992. Diferența. Dar Ionisco a mai făcut un scor care începea cu o cifră mai din fruntea clasamentului. Asta putem să le spunem? Da, 65 la 35 cu Emil Constantinescu. Da, 1992 a fost 65 la 35, așa este, da. Cam așa se va scrie istoria imediat, în câteva minute. Era previzibil după cei 3 ani de stat în stradă, de protestat, unul dintre partide, sau putem zice partidul care a guvernat, de fapt, a creat o groază de probleme și în țară și în afara țării. Este limpede că venea și nota de plată. Și nota de plată, într-adevăr, este usturătoare. Iar românii plătesc la alegeri cu sec. Există o dorință de vot și până la urmă de decont politic în România. Istoria ultimilor 3 ani, este asta ne-a arătat. Un PSD care a câștigat cu 40% în 2016 este acum practic în genunchiat. Da. Putem vorbi despre erorile fundamentale pe care PSD-ul le-a făcut la guvernare în ăștia 3 ani, dar trebuie să introducem în ecuație și o altă serie de personaje
procentofage le-aș numi, pentru că dacă PSD-ul va face un scor mult mai mic decât era obișnuit în ăștia 30 de ani de competiție electorală, acest lucru este cauzat și de procentofagii de la Codrin Ștefănescu, Nicolicea Șerban, Nicolae Urguța, Vasilescu, plus actanților din media pe care au dominat-o fabulos. Atenție, în acești Oreste, ani. A venit marele moment, 5, 4, 3, 2, 1, haideți să vedem cifrele exit poll-ului, da? Ires 66,5% pentru Klaus Iohannis, 33,5% pentru Viorica Dăncilă, candidatul PSD. Vedeți datele exit poll-ului Ires. O să vă citesc în acest moment și datele exit poll-ului Avangard Curs. 64,5% pentru Klaus Iohannis, 35,5% pentru Viorica Dăncilă. Nu sunt diferențe semnificative. Vedeți imagini de la sediul PNL. Aceste cifre sunt fără diaspora și dacă pornim de la o analiză matematică foarte simplă, ce depășește 800.000 de voturi în diaspora, ne împing către 10%, adică 10% din vot. Din acestea 10, 9 sigur se duc către Iohannis, 1% ar putea rămâne la Dăncilă. Deci dacă adăugăm la 66,5 un 9%, deja ne ducem în 75,5 și atunci șansa... A făcut un galop de sănătate electoral astăzi, 66,5, 64,5, să ascultăm speech-ul, da, discursul președintelui, președintelui de învingător. România a câștigat. România modernă, România europeană, România normală a câștigat astăzi. Românii au fost eroi zilei de astăzi, au mers într-un număr impresionant să voteze și acesta este cel mai important câștig pe ziua de astăzi, faptul că românii au mers la vot. Și aici o mențiune specială pentru românii din diasporă, care au mers în număr extraordinar de mare la vot. Este o victorie importantă, victoria de astăzi, este cea mai categorică victorie obținută vreodată împotriva PSD-ului. Primesc această victorie cu bucurie, cu mulțumire, cu modestie și cu încredere în România. Vă promit astăzi, aici, în această seară, că voi fi președintele tuturor românilor și a celor care m-au votat, cărora le mulțumesc în mod expres, și a celor care nu m-au votat. Voi fi și președintele românilor care nu au votat deloc, cu speranța că data viitoare vor merge totuși la vot. Acum, după această victorie, sunt multe lucruri de făcut, sunt multe lucruri de reparat. Mă voi implica pentru a crea o nouă majoritate, o majoritate compusă
față din partidele democratice, care vor duce România spre modernizare, spre europenizare, spre România normală. Și vă promit încă un lucru. Voi fi un președinte total implicat pentru România. Este o înfrângere semnificativă pentru PSD, dar trebuie să fim realiști. Am câștigat o luptă importantă, dar războiul încă nu a fost câștigat. Este nevoie să mergem la vot și la locale și la parlamentare. Abia atunci când PSD-ul este trimis în opoziție, vom putea face ce ne-au cerut astăzi românii. Abia atunci vom putea să facem România normală, România așa cum ne-o dorim noi cu toții. România normală. În România normală vor fi și trebuie să fie alegătorii liberali. În România normală vor trebui să fie alegătorii USR Plus. În România normală vor trebui să fie alegătorii PMP, UDMR. Și da, în România normală trebuie să fie și alegătorii PSD-ului. Eu nu am un război cu alegătorii PSD-ului, eu am un război cu PSD-ul, care încearcă să se cramponeze de putere în județe, în comunități. Și de aceea vă invit, dragi români, rămâneți conectați, mergeți în continuare la vot în număr mare, este extrem de important. În România normală trebuie să aibă loc și cercetătorii, și medicii, și profesorii, și muncitorii de pe șantiere, și toți românii din diasporă, și pensionarii care vor să fie respectați. Vedeți, nu există mai multe România, așa cum eronat clamează unii. Există o singură Românie. România noastră, a tuturor, și cu toții trebuie să punem umărul pentru a construi România normală. Și ne vom implica cu toții. Și ne vom implica cu toții și vom crea o nouă majoritate parlamentară împreună cu toate partidele democratice. Și vă promit că vom crea împreună România normală pe care și-o doresc toți românii. Vă mulțumesc! Președintele României și viitorul președinte al României a vorbit despre modestie. A vorbit despre faptul că se va implica pentru a realiza o nouă majoritate guvernamentală. Războiul nu a fost câștigat, spune Klaus Iohannis. Românii trebuie să voteze la locale și la parlamentare. A vorbit și despre România normală. Robert Turcescu se alătură dezbaterii. Robert, cum ai văzut ziua, cum ai văzut discursul președintelui Iohannis? Nu este, cum să spune, o bucurie de aia care să dea peste margini, este o bucurie reținută la PNL, dacă vedem și imaginile astea, ție cum ți se pare? Hai că emoții n-am avut, asta este clar. Adică e un tur de alegeri doi cu rezultat previzibil. În sensul victoriei lui Klaus Iohannis. Toată lumea s-a întrebat astăzi care va fi procentul obținut. O secundă, de te rog, vedem imagini de la PSD. Viorica Dăncilă, candidatul PSD, înfrânt astăzi. Pe toți cei care au mers la vot,
Vreau să le mulțumesc în mod special celor care au votat cu inima. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei din teritoriu, vreau să le mulțumesc primarilor, simpatizanților și militanților Partidului Social Democrat, tuturor celor care au vrut să înlocuiască ura și dezbinarea cu unitatea și încrederea. Partidul Social Democrat astăzi a recâștigat încrederea cetățenilor români care ne-au votat în 2016. Am recuperat voturile pe care le-am pierdut la alegerile europarlamentare, iar astăzi avem peste 3 milioane de voturi, ceea ce înseamnă că avem numărul de voturi pe care l-am avut la parlamentarele din 2016 și care ne-au permis să intrăm la guvernare. Am toată convingerea că numărul de voturi de astăzi ne ajută, ne obligă și în acest sens vom face tot ce este posibil să câștigăm alegerile locale și alegerile parlamentare. Avem în acest moment un rezultat exit poll. Vom sta până vom prelua toate procesele verbale din teritoriu, vom face numărătoare paralelă, pentru că atunci vom ști cu adevărat rezultatul voturilor de astăzi. Vă mulțumesc și alte declarații vom face după ce vom avea rezultatul final al votului. Sediu PSD nu și-a recunoscut înfrângerea, deși lucrurile sunt cât se poate de evidente. Mai mult, Viorica Dăncilă a spus că a păstrat numărul de voturi al PSD-ului din 2016, deci cum ar veni, a reputat un fel de victorie internă. E foarte simplu de explicat de ce doamna Viorica Dăncilă nu a ieșit din campania electorală, pentru că de acum înainte va începe campania pentru prezidențialele PSD-ului. Doamna Dăncilă a avut grijă să securizeze astăzi o idee în jurul căreia consilierii domniei sale vor încerca să o mențină în fruntea PSD-ului, și anume că față de scorul de la europarlamentare de 23%, ea a adus în plus 10%, deci merită să rămână în fruntea PSD-ului. A fost limpede pentru toți analiștii serioși că din această campanie electorală doamna Dăncilă nu ar fi putut viza funcția de președinte a României. Nimeni nu poate eluda matematica asta abstractă și realistă sociologică. Era limpede pentru toți oamenii care nu doresc să fie cretini cu orice preț că domnia sa candidează pentru funcția de președinte al PSD-ului, iar în momentul de față, dacă reușește să facă un procent de 10 peste 23,7 cât opțiunea lor parlamentare, bătălia pentru șefia PSD-ului o are în pole position pe doamna Dăncilă. Da, am bucurat. De ce nu și-a recunoscut înfrângerea Viorica Dăncilă? E ridicolă comparația. Să spui că ai luat același număr de voturi ca la alegerile parlamentare, când oamenii, votanții, poporul, a avut de optat pentru vreo 5 partide mari, nu le mai pun pe alea mici, da? Acum a fost alb versus negru, ea versus Iohannis, și a reușit să ia același număr de voturi ca atunci. Păi în cazul și în logica asta întreb eu, de ce n-a spus de Iohannis, care a luat de 3 ori și jumătate scorul PNL-ului de la același moment electoral la care se raportează? Deci cum să te raportezi, vorbești de mere și să te raportezi la brânză, ca să înțeleagă? E absurd, e ridicol. Aici aveai numai unul versus altul. Și unul versus altul a luat același lucru. Aceeași întrebare, de ce nu și-a recunoscut înfrângerea Viorica Dăncilă? Pentru că este o cutumă politică, momentul în care practic ești înfrânt. Așa da. Vedem în Statele Unite, avem în toate țările civilizate. Să avem de la doamna Dăncilă. Era evident, așa cum spuneau și antevorbitorii, că o interesează ce se întâmplă în interiorul partidului. Dar aș remarca prestația lamentabilă, jalnică, a ambilor contracandidați de astăzi. Eu n-am auzit de la niciunul dintre ei, bine, la doamna Dăncilă nu am așteptat, evident, dar așteptam de la președintele Iohannis să aflu ceva mai mult decât războiul cu PSD-ul. Am înțeles. Bun, continuă an electoral, că și dânsul e în campanie electorală, să ne înțelegem după discursul ăsta. A intrat și dânsul în campanie electorală, da? A și spus cu subiect și predicat. Războiul nu a fost câștigat. Dar dincolo de chestia asta, care e normal pentru proprii susținători, e firesc să dai un mesaj de tipul ăsta când te așteaptă încă două rânduri grele de alegeri în condițiile în care ești la guvernare, o guvernare care cel mai probabil nu va fi una ușoară.
Așteptam în plus și mi-amintam aici, văzându-l pe Robert Turcescu, mi-am adus aminte de discursul pe care l-a avut Băsescu după ce a câștigat meciul cu Năstase, când n-a ieșit atunci seara și a pregătit o ieșire dimineață la ora 11 în calitate de președinte, de câștigător, să zicem președinte ales, a dat câteva direcții strategice clare privind viitorul României. Atunci a lansat celebra axă Washington-Londra-București din Modrogan, din același loc din care ne-a vorbit acum Klaus Iohannis, de pildă. Și multe altele. A anunțat că va susține formarea guvernului Alianței pentru cota unică de impozitare și așa mai departe. Am plecat de acolo, din fața televizorului sau din Modrogan, eu am fost în Modrogan atunci, cu niște trei direcții clare care priveau România. Nu ce război electoral care urma între PDL, alea au venit după, soluție imorală și așa mai departe. Implica pentru o singură amendament, e foarte corect analiza, dar nu putem face comparativ, pentru că atunci Traian Băsescu avea și majoritate parlamentară și guvernare. Nu avea, tocmai că nu avea nimic. A venit soluția imorală cu Dan Voiculescu, da? Asta s-a rezolvat după câteva zile. Majoritatea era deja anunțată pe partea cealaltă. Haideți să punem în oglindă cele două discursuri ale președintelui Iohannis și ale doamnei Dăncilă. Aceeași întrebare, de ce Viorica Dăncilă nu și-a recunoscut înfrângerea? Mai speră ceva sau care e povestea? Victor Ponta și-a recunoscut-o după 20 de minute în 2014, poate o jumătate de oră, dacă țin minte bine. Da, una dintre variante sau răspunsuri e cel pe care l-a dat Oreste, numai că eu cred că cel a răspuns este că doamna Dăncilă reprezintă un fel de a face politică retrograd. Ea este un om fără cultură politică. Ca să faci chestiunea asta, trebuie să ai un nivel. S-a văzut toată campania, toată prestația a doamnei Dăncilă arăta că nu are ce căuta la nivelul politic. Să ajungi prim-ministru, un accident, mai departe să vrei să ajungi președinte, e ceva absolut înfiorător. După cum procedează și acum, după cum a procedat și toată campania. Deci este un fel de retrograd de județ, mai sus de județ nu trece. De, cum zice Alin, de tovarășe de la județ, dar Alin, de dinainte de 89, că să știi că și în județe oamenii s-au mai trezit, au plecat din România, s-au întors. Uite-te cum votează. Moldova votează, nu mai votează roșu. Păi asta nu mai votează că și... nu mai sunt, sunt plecați. Asta... Păi, sunt și oameni prin județele alea, că cineva a votat, nu fi fost goale secțiile de votare. Da, am și eu un punct de vedere apropo de... Eu cred că, în primul rând, Viorica Dăncilă n-a vorbit nici pentru țară, nici pentru electoratul PSD. A vorbit pentru cei care se pregătesc, a spus săbile și vor să-i înfigă o sabie în spate. M-am uitat de cine a fost flancată în acest discurs Viorica Dăncilă stânga-dreaptă. De Olguța Vasilescu și de Gabriela Firea, adică două dintre cele care erau vehiculate la Bursa Zvonurilor ca fiind posibile succesoare ale Vioricăi Dăncilă, poate chiar din noaptea asta, ca să zicem așa, că la PSD lucrurile se petrec rapid, după cum știm, adică în 24 de ore rezolvă bapă Iliescu, bapă Joană, bapă Ponta, ei se mișcă foarte repede când vine vorba de înlocuiri. Atunci, cred că această declarație a doamnei Dăncilă, cu, repet, Olguța Vasilescu de-a dreapta și cu Firea de-a stânga ei, că așa stătea un cadru, arată către Ciolacu, să zicem, către Stănescu, da? Și le spune, de fapt, băieți, n-am pierdut, dacă vă gândeați să faceți vreo mișcare, vedeți că am garnitura lângă mine, stânga-dreapta, deci și Olguța și Firea reprezintă niște oameni în PSD, un număr de voturi, rezultatul probabil că și la Olguța în județ și la voluntar va fi unul care va fi puternic în favoarea PSD-ului. Atunci a venit să le spună celor care se pregăteau să scoată săbile de teacă, țineți-le acolo că nu e așa ușor. Urmează o bătălie puternică. Adică le scoate, pe ideea că și Olguța și Gabriela Firea vor fi în tabăra Vioricăi Dăncilă pentru președinția PSD-ului? Eu cred că noaptea trecută, în discuțiile care au avut loc în interiorul PSD, s-au reconfigurat, dacă vreți, niște tabere. Și Viorica Dăncilă și-a tras aliați noi, ca să zicem așa. În continuare analizei ce de la PNL ar fi foarte încântați ca Viorica Dăncilă să rămână președintele PSD, pentru că cifrele sunt absolut zdrobitoare.
Klaus Iohannis a obținut 37% în primul tur și acum a obținut aproape 67%. 30% în plus a luat Klaus Iohannis de la turul 1 la turul 2. Viorica Dăncilă a recuperat doar 10% de la 23% la 33%. Nu e deloc bine să rămână Viorica Dăncilă, pentru că România, ca orice stat european, are nevoie de alternativă politică și nimeni nu poate să se îmbete atât de tare cu apă rece încât să creadă că noi o să avem nevoie numai de dreapta pe eșichierul politic românesc. România are nevoie și de o alternativă de stânga. PSD-ul este condamnat să se reformeze, pentru că dacă nu se va reforma, înseamnă că una dintre axele alternative pe sistemul și pe principiul vaselor comunicante din politică se dezechilibrează echilibrul forțelor din Parlamentul European, din Parlamentul Intern și așa mai departe. Cred că este un deziderat pentru, dacă a mai rămas cineva lucid în acest Partid Social Democrat, dezideratul următorilor pași ar fi o conducere mult mai suplă și mult mai intelectuală decât a avut-o până acum și intrarea într-un proces amplu de reformare, pentru că aminte, pe trendul ăsta ucigător pentru ei, PSD-ul dispare ca și PNCCD-ul de pe scena istoriei și eu nu cred că cei 23, 24, poate 30% de electori socialiști nu trebuie să fie reprezentați. Câteva observații, dacă îmi dai voie, Silviu. Te rog, Dan, pregătim o intervenție de la sediul PSD. Te rog. Scurt, despre discursuri. Există totuși o diferență. În vreme ce la Viorica Dăncilă am auzit un discurs eminamente electoral, de procente, cifre, ce o să facă, ce o să dreagă, Klaus Iohannis s-a referit și la votanți, la oameni. Că, până la urmă, cei care stau în fața televizoarelor și nu sunt implicați nici de-a stânga, nici de-a dreapta, așteptau ca unul dintre cei care li se adresa astăzi la cald să vorbească despre ei. Klaus Iohannis a spus despre asta și a vorbit inclusiv despre votanții PSD-ului sau cei care nu l-au votat. E important acest lucru pentru că ceea ce s-a creat în această zi și în ultimele 2-3 zile de campanie este fără precedent. L-am auzit astăzi vorbind pe Mihai Fifor, un om important, un emițător de mesaje de la PSD, despre așa zisul fenomen de bullying, despre cum o votanții PSD-ului ar fi fost, vezi, Doamne, în spațiu public și în viața de zi cu zi, eu știu, marginalizații, ostracizați și așa mai departe. Lucrurile astea s-au întâmplat de 30 de ani încoace. De când sunt eu în presă, am văzut înainte de voturi tot timpul unii versus alții. Pe stradă, lumea, la cafenea, în fața blocului. Bă, tu-l votești cu ăla, cu ăla. Dar niciodată nu s-a spus acest mesaj din partea vectorului importanț politic. Că oamenii se mai înjură pe voturi. Că când tu o spui... Când tu o spui... Sunt frecvente în care ai o presiune socială. Noi vorbim de oameni care astăzi s-au împuiat. Poliția trebuie să-i ia cu pistoare, s-au bătut și s-au omorât pentru că votează cu stânga și dreapta. Tu ca partid dai mesajul ăsta și vorbești despre un fenomen. Haideți să vedem care este atmosfera la sediul PSD. Colega noastră, Gabriela Mihai, este acolo. Bună seara, Gabriela! Bună seara, o declarație foarte scurtă a susținut Viorica Dăncilă acum după ce a vorbit Klaus Iohannis și asta pentru că știm primele rezultate arătate de Exit Poll arată că a luat până acum 33,5% din voturi. A venit însoțită de principalii lideri din partid, chiar aici la pupitrul din spatele meu și chiar și cu un proces atât de mic s-a arătat mulțumită de rezultate, susținând că a mai câștigat voturi comparativ cu alegerile europarlamentare. Pe de altă parte, nu există termen de comparație, totuși Viorica Dăncilă, așa cum spuneam, s-a arătat, putem spune, mulțumită și le-a mulțumit tuturor românilor care au votat astăzi cu inima. Foarte scurtă a fost această declarație de presă, ulterior intenționa să mai facă o altă declarație ceva mai târziu, se pare însă că s-a răzgândit din nou și cel mai probabil mâine vor fi din nou noile declarații aici la sediul Partidului Social Democrat. Este o atmosferă apăsătoare aici, liderii socialdemocrați nu au mai stat la declarații după acest prim rezultat pe care l-am văzut cu toții. La final am întrebat-o pe Viorica Dăncilă dacă este mulțumită de cum au votat ăștia. Așa cum ne amintim, a făcut o astfel de referire într-o declarație de presă atunci când
vorbea despre românii din diaspora și spunea Viorica Dăncilă că a făcut acea referire la cei din diaspora pentru că îl cita pe președintele Klaus Iohannis, nici de cum, pentru că a fost opțiunea ei. Iată însă că noi am văzut și am auzit cu toții acele declarații. De altfel, rămâne de văzut ce se va întâmpla mâine după ce lucrurile vor fi tot mai clare, pentru că se vor număra tot mai multe voturi. Pe de altă parte, acum avem doar un rezultat al exit poll-urilor. Aș mai avea o întrebare. Nu ai reușit să afli de ce, conform cutumei politice, Viorica Dăncilă nu și-a recunoscut înfrângerea? A făcut-o la vremea respectivă Victor Ponta, acum 5 ani, înainte, apoi, când a fost discuția și dezbaterea între Gioană și Băsescu, da, care au fost dați 50-50 atunci în 2009. Gioană a venit de dimineață și a recunoscut înfrângerea. De ce nu a făcut lucrul ăsta Viorica Dăncilă? Este greu de spus, pentru că până la urmă, până în acest moment, toți liderii din Partidul Social Democrat au avut un discurs în care fie au aruncat vina pe altceva, fie pur și simplu au spus că nu sunt pierzători și așteaptă să se numere voturile până la ultimul pentru a vedea cu exactitate care sunt rezultatele. Pe de altă parte, să nu uităm că în toată această campanie electorală, Viorica Dăncilă a avut tot timpul un discurs de învingător, nu a recunoscut niciodată slăbiciunile. Prin urmare, iată că și astăzi, când veneau aici la sediul Partidului Social Democrat ceilalți colegi ai Vioricăi Dăncilă din partid, susțineau că aceasta iese câștigătoare, indiferent de ce se va întâmpla. Pe de altă parte, să nu uităm declarația foarte importantă a deputatului Cătălin Rădulescu. Acesta spunea că în diaspora a fost chiar fraudă electorală și din această cauză ar fi pierdut acolo foarte multe voturi Viorica Dăncilă. Pe de altă parte, la scurt timp a venit și primarul sectorului 5 aici, la sediul PSD, și acesta susținea că sub nicio formă nu se pune problema de fraudă în diaspora. Este interesant de văzut până la urmă cum se vor poziționa liderii Partidului Social Democrat și cine își va asuma răspunderea pentru un scor atât de mic la aceste alegeri prezidențiale, pentru că, așa cum spuneam, până acum nimeni nu a recunoscut această învingere și, pe de altă parte, așteptăm să vedem care vor fi rezultatele finale și care vor fi declarațiile, până la urmă, cine va răspunde și cine își va asuma acest rezultat atât de mic pentru acest partid. Mulțumesc pentru intervenție la ora 10:30. Viorica Dăncilă ar urma să facă noi declarații de presă peste o oră. Victor Ponta, fostul președinte PSD, a scos deja sabia din teacă, a spus că este un scor rușinos, cel mai mic obținut de vreun candidat al PSD-ului în istoria partidului. Evident, Ponta spune, afirmă o chestie pe care o știe toată lumea. Ponta, evident, face ce știe. Da, nu pot să nu remarc, vezi, dacă vorbea Oreste mai devreme și cu ceilalți colegi de platou despre, eu știu, garnitura asta oarecum pacifistă din spate, și Robert de fapt a deschis discuția despre ce avea Viorica la stânga și la dreapta, nu pot să nu completez și să remarc că dincolo de ce se vedea la televizor, căței au început să se încaiere. Da? L-ați avut pe Rădulescu mitralieră cu opoziție, da? Despre diasporă, cu furt, cu nu știu ce, și a venit de partea cealaltă Daniel Florea, acest blând pupil al lui Dedi Flaușatu, care l-a contrazis complet pe mitralieră, spunând stați puțin că n-a fost așa. Deci sub acea garnitură pașnică, dă-mi voie să vă propun și eu o chestiune contrafactuală așa. Hai să ne imaginăm un alt candidat din partea PSD-ului la acest al doilea tur de scrutin. Ar fi putut obține mai mult sau mai puțin decât doamna Viorica Dăncilă? Pentru că vorbim de cel mai mic scor pe care l-a obținut un lider PSD în istoria celor 30 de ani.
Întrebarea este, ar fi putut altcineva din configurația actuală de putere de la PSD să obțină un scor mai mare? E o discuție, o facem și asta, Alin Bogdan, bun, unde sunt baronii? Pentru că Robert vedea, care, o vedea pe Olguța, pe baronii sunt ăia, Buzatu, Bădălău, Ciolacu, bun, da. Olguța Vasilescu este șefă prin soț la Dolj, dar baronul, unde e baronul adevărat? Unde este Arsene? Unde este Buzatu? Unde este Bădălău? Unde sunt băieții? Asta mă pregăteam să spun. Unde sunt băieții șmecheri din PSD, mai pe românește? Noi o comentăm acum pe doamna Dăncilă sau evaluăm șansele de a rămâne în fruntea PSD ca și cum doamna Dăncilă ar mai reprezenta ceva. Ar mai putea să le ofere ceva. Ce, doamne iartă-mă, e o persoană privată. Nu, ascultă-mă, reprezintă interesul celor 23-24% dintre români care au votat cu PSD și cu doamna Dăncilă. Nu există așa ceva ca argument la PSD. Să ne amintim că acolo au picat căpățâni care au luat 5 milioane de voturi. Pe mine mă interesează ca în România normală către care am tins și pentru care am votat, trebuie să fim preocupați cumva. Nu trebuie să rămână Viorica, trebuie să fim și preocupați ce se va întâmpla cu un procent între 20 și 30% dintre români care în continuare au senzația că așteaptă ceva bun de la PSD. Asta e ceea ce ne interesează. Aici e o întreagă filozofie, dar problema în termenii luptei politice de la ei e mai simplă. Acolo au căzut căpățâni cu 5 milioane de voturi în spate. Cum spunea Silviu, într-o noapte. De ce mă preocup? Pentru că PSD-ul sub Dragnea, care era un partid socialist, a devenit cel mai puternic partid populist din Parlamentul European aproape, pentru că dacă vorbim de extrema stângă sau extrema dreaptă din Parlamentul European, făceau 8-9%, PSD-ul populism? Domnului Dragnea avea 20%. PIS-ul din Polonia e populist? Da. Păi atunci ăla e cel mai mare. Dacă e să-l definim ca populism, mie mi se pare un nonsens chestia asta cu populismul. Și atunci e interesant, ăștia 20-30% dintre PSD-și, ca să-i numim așa, ei încotro se vor îndrepta sub o nouă sau o veche conducere a PSD-ului, rămân în familia socialiștilor europeni, adică un partid mainstream, frecventabil la nivel european din punct de vedere politic, sau adâncesc și mai mult falia asta de partide populiste și extremiste, care vor dezechilibra în cele din urmă chiar echilibrul Parlamentului European. Asta mă interesează, cine rămâne la PSD. Oana Stănciulescu, urmează o noapte a cuțitelor lungi, cam care ar fi variantele, primești și eu informații, este tabăra Gabrielei Firea, este tabăra celebrului Marcel Ciolacu, președinte al Camerei Deputaților, și cam atât. Așa ar fi și Olguța Vasilescu. O mică paranteză. Ponta, după ce a fost șef de campanie lui Gioană, i-a luat partidul. Cu referire la doamna Olguța Vasilescu. Cu referire la actualul șef de campanie. Da. Deci, indiferent ce spunea Viorica Dăncilă în seara asta, în cele două minute, putea să spună și că e regina Elisabeta II și că ce vroia ea să spună nu conta. Pentru că ce spune ea, treaba ei. De ce vor baronii în spatele ei, care încă fac jocurile, că au trecut doar 10 minute de când au fost anunțate scorurile. Băieții ăștia știau care vor fi scorurile, dar nu pot să iasă chiar în primele minute. Au lăsat-o puțin pe Viorica și o să plece. Eu am mai spus chestia asta, că mâine dimineață s-ar putea să-și găsească cocul și poșetița pe scările partidului, dacă e să ne gândim la cum a procedat cu ceilalți președinți de partid. Poate s-a schimbat PSD-ul, poate s-au schimbat baronii și e posibil și asta, și atunci eu voi greși. Dar una dintre variante este că Viorica a lăsat-o acum să se bucure, că s-au mai bucurat și alții la PSD. Au zis, bine, Viorica, ai câștigat. Lasă crezi așa, știi că Viorica nici n-a înțeles că a pierdut guvernarea. Se amintește că Viorica zicea până după vot că n-a căzut guvernul. Ea nici n-a știut ce s-a întâmplat, cine cum a votat. Că nu pleacă, dar nici n-a știut ce jocuri s-au făcut în spatele ei, cu consilieri. Au venit după vreo câteva zile băieții, colegii de partid și au zis să-l dăm pe la afară, pe Mitra, că a jucat împotriva noastră la voțiune. Deci Viorica nu știe, săraca. Ea nici nu știu dacă știe, uite imediat. Dar voiam să zic că, uite, cinic așa să mă rostesc și cât se poate de... Dom'le, eu chiar îmi doresc să există o perioadă de asta de lupte intestine, groaznice, puternice, dacă vreți, în PSD. Sănătoase. Adică nu așa, decapitarea Vioricăi să se petreacă într-o noapte, să zicem, cum s-a întâmplat, nu știu, cu Iliescu la povestea cu Gioana atunci, sau, da? Adică asta ar fi așa, nu. Ei trebuie să se... trebuie Oana, să vedem, metaforii vorbind, sânge mult acolo, în sediul PSD. Deci povestea este așa, Oana, te rog, continuă-ți ideea că
am și o idee, vorba. Am și o idee și să nu o uit și pe asta dacă n-am uitat-o. Când discutăm despre Viorica Dăncilă, ne vin idei tuturor. Viorica l-am auzit pe domnul, inclusiv domnul Traian Băsescu, nu? Colegul dumitare de partid. Zicând că dacă... Domnul președinte de onoare. Domnul președinte al tău de partid. Robert Turcescu. De onoare. Domnul președinte de onoare al lui Robert Turcescu. Zicând de una zi că dacă băieții ăștia de la PSD ar avea ceva în cap și ar uita în oglindă în seara asta după aflarea scorului și ar zice că niciunul nu e mai bun decât Viorica și ar lua-o pe Viorica ca pe moaștele sfinte și ar pune acolo la sediu și ar veni să facă plecăciuni. E și această variantă spusă chiar de însuși Traian Băsescu. La PSD cum e treaba în opinia mea? Dacă ai ce oferi la PSD, a zis-o și cum e, cum Alin Bogdan, la PSD, dacă n-ai valoare de întrebuințare ca președinte de partid, te decapitează. Viorica Dăncilă este persoană privată acum, nu este nici parlamentar, nu este președinte al Camerei, cum este Marcel Ciolacu, nu este nici primarul Capitalei, cum este doamna Firea, unde există, da, există un angrenaj până la urmă politic. Doamna Dăncilă, financiar. Da, doamna Dăncilă, din păcate, nu mai are de oferit nimănui din nimic din PSD și practic soarta domniei sale va fi pecetuită în această noapte. O să facem o intervenție telefonică cu Marius Pieleanu, Avangard Curs, vă spuneam, am făcut exit poll-ul oficial, noi am prezentat și pe cel de la IRES, acolo datele sunt puțin mai strânse. Repet, informația este 64,5 la 35,5 în exit poll Avangard Curs, fără a fi luată în considerare diaspora, da, votul din diaspora, când avem intervenția acum despre anul, putem să o facem. Așadar, Dan, pe logica asta, dacă n-ai nimica de oferit, practic va trebui să pleci. Se va lăsa scoasă Viorica Dăncilă sau se va lupta? Viorica Dăncilă a fost tot timpul un instrument în PSD. Nici când era la putere, să spunem așa, nu era cu adevărat Viorica Dăncilă. Viorica Dăncilă nu are acel ceva de care vorbea Miron Mitrea într-o filmare de mult, eram noi mici, anume cavaleria. Știi când spunea Mitrea, îmi chem cavaleria și la București, atunci o să... Viorica Dăncilă n-are pe cine să cheme. A avut pe ăștia în jur care de altfel s-au folosit de ea. Cât era prim-ministru, cât era acolo, cât era dincolo. În momentul ăsta Viorica Dăncilă nu mai are nimic, nu mai are niciun fel. Iar cavalerie nu au decât baronii. Pentru că baronii au, până la urmă, voturi în spate, au banii locali pe care i-au învârtit, au primari, au lucruri de genul ăsta. Viorica nu are nimic. N-are nicio filială cu adevărata ei. Bună seara, Marius Pieleanu, mulțumesc pentru intervenție. Eu am vrut, l-am rugat pe producător Doi și mulțumesc pentru amabilitate, fiindcă vreau să se consemneze și să știi și tu și invitații tăi pe care îi salut cu această ocazie următorul lucru. Cei de la Curs Avangard, din care fac și o parte, am vrut să facem o prezentare nu numai profesionistă, dar și pedagogică, în sensul că, și așa este corect, prezentăm exit poll-ul valabil la ieșirea de la urne în interiorul țării. Și totodată, pentru că a fost o avalanșă de voturi în străinătate, o simulare pe baza rezultatelor din primul tur, având criteriul acesta, a votului din străinătate. Și am văzut la tine la B1 că dați doar partea de exit poll din interiorul țării. Da. Ar fi bine să și te rog cu ocazia asta, fiindcă votul final va fi cel la care noi am adăugat simularea cu diaspora, adică 67-33. 67 la 33. Pe care am și prezentat-o, de altfel la 21.02, dar au preluat deja cu transmisiile de la partide și s-a diluat povestea și noi am vrut să fim extrem de... Bun, 67 la 33. 67 la 33. Ora 19, simularea de ora 19 cu votul național plus votul din diaspora. Mâine la ora dimineață, 23, o să prezentăm tot așa două variante de planșe cu votul național și votul din diaspora adăugat la votul național. Așa e profi, așa e procedural corect, metodologic. Bun. Adică nu prezint doar o cifră adunată, pentru că noi nu știm la rigoare cum au votat cei din diaspora, doar putem bănui. Ați făcut o ponderare. Ați făcut o ponderare. Crezi, Marius Pieleanu, că se poate întâmpla cu acest exit poll ceva ca de dimineață să avem cifre sensibil diferite? Nu. Câștigătorul este foarte clar.
Păi pot fi eventual abateri de 1%, pentru că, repet, nu știm doar pe bază de turul 1 și de experiență personală cum ar putea să voteze cei din străinătate. Deci dar tu nu crezi... ierarhia nu se schimbă în niciun caz, evident. Nu crezi că președintele Iohannis va scădea sub 65%? Din ceea ce avem acum, nu. Nu va scădea sub 65%. Ok. Mulțumesc mult pentru amabilitate. Marius, o secundă, rămâi cu noi. Rămâi, te rog, exact 20 de secunde. Viorica Dăncilă a declarat că, practic, a obținut un succes pentru că a obținut aproape 3 milioane de voturi, similar cât a obținut PSD în 2016 la parlamentare. Ți se pare corectă abordarea asta? Pentru că doamna Dăncilă... Cifra în sine este una corectă, în sensul că, într-adevăr, s-au obținut 3 milioane de voturi. Problema este din ce participare. Da. Eu rămân la opinia mea că partidul a cam dat tot ceea ce putea da la ora asta, cu cifra asta de 3 milioane de voturi. Și, da? Și dacă partidul obține 3 milioane la locale, să știți că el va fi undeva la 36-37, pentru că nu vom avea o participare așa de mare dintr-un motiv simplu. Diaspora trebuie să vină acasă pentru a vota la locale. Marius, acolo sunt alegeri cu 6-7 partide, e o altă situație. Bun, mai ești alături de noi? Sunt, da, te aud. Bun, de ce crezi că Viorica Dăncilă nu și-a recunoscut înfrângerea? Este o cutumă politică veche, este în toate democrațiile, este și anunțul ăla. L-am sunat, da, l-am apelat telefonic pe președintele X și am declarat, am recunoscut înfrângerea. De ce l-am făcut lucrul ăsta? Există această suspiciune pe care eu nu o împărtășesc, repet, nu o împărtășesc, dar care mi s-a spus și mie, mi-a fost și mie relatată, că voturile din diaspora sunt semnificativ mai multe pentru Viorica Dăncilă. Și că să se aștepte numărătoarea voturilor și în mod real atunci vom afla și vom vedea că cei de la PSD au dreptate. Nu împărtășesc în principiu această opinie, însă sigur totul este posibil. Până la urmă să așteptăm numărătoarea voturilor. Asta o așteptăm, așteptăm și noi date, numărătoarea paralelă a partidelor de la PNL și de la PSD. Scurtă pauză comercială, foarte scurtă, și am date din numărătoarea paralelă. Rămâneți alături de noi. Vă mulțumesc tuturor. Acum am putut să ne îngrămădiți. Vrească și domnul Orban, vrească la prim-ministru. Orban, 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 Orban. Succes, domnul prim-ministru. Mulțumim, domnul prim-ministru. Și noi. Noi vă mulțumim. Și noi alături de dumneavoastră. Mai bine. Da, imagini din sediu de la Modrogan, președintele României a plecat de la sediu PNL, a rămas Ludovic Orban, prim-ministrul României, este o atmosferă de sărbătoare, dar președintele foarte moderat în declarații, în aprecieri, repet, e o atmosferă de bucurie, probabil că vor rămâne liberalii să sărbătorească acolo în sediu. Vedeți, cifrele au apărut și datele parțiale ale ARP-ului, dar ele sunt cifre, evident, după numărarea puține secții de votare. Vom vedea cum va evolua acest vot paralel al ARP-ului și al partidelor Dan Bucura. N-a fost o atmosferă, cum să spun eu, eclatantă, explozivă la sediul PNL, sau cel puțin Klaus Iohannis s-a vorbit despre modestie și s-a comportat destul de reținut. Lumea a venit, a bifat acum atmosfera de la
asediu, ce să spun, nu poate să fie la fel nici ca atmosfera din Chiselev de la PSD, dar nici, nu, nici cu șampanii și cu... Singura acum... problemă era dacă se închide scorul în minimum 60-40, ăsta era obiectivul lor. Vă să rog pe colegi să caute imagini din 2014, da, când a sărbătorit Klaus Iohannis, sau imagine când țopăia Mircea Gioană, altcumva s-au jucat alegerile din ultimii 15 ani la prezidențiale, atmosfera era mult mai entuziastă la câștigători. Așa cum vorbeam și noi, Silviu, lucrurile sunt departe de a fi închise. Mai sunt două exerciții electorale în 2020 importante. Trebuie să, PNL-ul trebuie să-și securizeze primăriile. Va fi o mare luptă acolo. Despre asta e vorba. Nu poți să ieși acum, bun, l-ai făcut pe Iohannis președinte. Eram cu toții și cei implicați și neimplicați convinși de succesul lui Klaus Iohannis, mai ales după ce a rămas în turul 2 cu această distinsă doamnă. Da? Asta era evident. Acum oamenii trebuie să se concentreze pe mai departe și pe mai departe implică inclusiv activitatea guvernului. Că vezi, apropo de asta, mă uitam că îmi trimisese mai devreme în pauza publicitară o fotografie, mi-a dat Robert Crucescu aici, cu, mă rog, și tristețea și faptul că bate vântul la PSD, dar am văzut, de exemplu, pe Gabriel Oprea, acolo Moț. Da, celebrul Gabriel Oprea la PSD. În schimb, oamenii lui Gabriel Oprea, echipele lui Gabriel Oprea, mușinează pe la ușe, pe la PNL. Da, cu CV-uri, cu intrări, cu combinații. Interesul, despre asta e vorba. Interesul cere. Național cere. Adică degeaba e vectorul acolo, că restul, tentacule, bat pe la ușe. Despre asta e vorba. E acum momentul avem să le dăm un sfat celor de la PNL. Primul care sună, ultimul servit. Da. Pentru că am văzut deja cum aglutinează în jurul victorioșilor tot felul de triste figuri pe care noi ăștia jurnaliștii infami le cunoaștem